Salutare, prieteni! Vă îndemn ca de fiecare dată să ne fiți alături, să ne deveniți prieteni fideli, pentru că noi vă aducem la ecrane adevărate experiențe de viață prin care trec eroii emisiunilor noastre. De la ei învățăm să visăm, de la ei împrumutăm din puterea de caracter ce ne demonstrează. Iar fiecare întâlnire cu un nou erou înseamnă un schimb energetic de bine. De la doamna Valentina Bejenaru din Bălți am învățat un pic de engleză, dar am preluat și dorința de a fi activ, empatic și dornic de cunoaștere la orice vârstă. Dar nu, eram în șoc într-un fel, așa șocată de faptul ăsta că eu așa bani n-am văzut în, să-i țin în, sau în, chiar la bancă, la cap. Vă spun că am cumpărat apartament. La fici. Cât de cât ne-am ajutat într-un fel și la una, dar și la altă. Pe Sergiu Mămăligă din Boldurești l-am convins noi de un adevăr. Dacă îți dorești ceva, neapărat vor apărea circumstanțe și oameni prin care acel vis va deveni realitate. Dacă nu e apă, nu mai merge nici baia, nici WC-ul, sunt mântuitele. Partea de sat, unde suntem noi, nimeni avem. Dar cum vă descurcați? Iată, de unde beți apă? De unde aduceți? Mă duce la... De partea și de sat. Vă duceți în altă parte? De seama în capăt de sat. Și cine aduce apă? Tatăl. Dar cu cât mai mare bucurie. Când vrei să usucă gura și n-ai o gură de apă să vin. Am primit o satisfacție enormă să ne transformăm pentru o zi în ucenicii unei profesoare din Bălți. 40 de ani i-a lăsat pe altarul cunoștințelor. Să vedem cum a decurs mica noastră întâlnire. Prieteni, după ce am parcurs 130 de kilometri, echipa de la Se Caută un Milionar a ajuns de această dată în capitala de nord al țării, la Bălți. Astăzi o vom cunoaște pe Valentina Bejenaru. Anul trecut, această doamnă s-a ales cu 500.000 de lei. De-a lungul edițiilor Se Caută un Milionar am cunoscut mulți eroi, iar dacă aș face un total, aproximativ 15 milioane de lei au ajuns aici. Doamna Bejenaru face parte din generația oamenilor de aur, oamenii care ar fi în stare să-și schimbe propriul destin doar ca să fie utili celor apropiați. Din anul 79 eu sunt la Bălți. Așa, am activat și în școala profesională numărul 19 și numărul 34. Eram președinte de sindicate, președinte de controlori norodnici, președinte chiar pe timpuri când prin anii 80 eram secretarul organizației comsomoliste a școlii, da. Am fost curios să aflu ce a determinat-o pe această minunată doamnă să îmbrățișeze acum 4 decenii o profesie de maximă responsabilitate. Și fiți de acord cu mine, nu există lucru mai complicat decât să crești oameni. Din clasa 5, cum era înainte, acum din clasa 2 încep copiii a învăța limba engleză, dar atunci din clasa 5. Și în clasa 5 parcă mă născusem într-o familie de englezi. Am început odată, nu știu cum așa, se vede că fiecare cum i-a dat. Dacă ceva nu se întâmpla la lecție, nu știi, știți, mă rog, nu cunoaște sau nici tema de acasă, nu prea... Eu eram scăparea. După clasa 8, vă spun sincer, eram pornit la medicină. La colegiul de medicină, era tehnicum cum înainte era asta, aici la Bălți, așa cineva m-a sfătuit că avem numai note de 5, fără examene, fără nimic. Și a venit tata acasă și ia numai la institut trebuie să marcă. Deci am avut posibilitatea ca să primesc un apartament, iată apartamentul ăsta l-am primit de la Trestul, ultima casă care a fost dată de Trestul de construcție, urmă a fost desfințată. Și am primit. Dar alții n-au avut posibilitatea, într-adevăr, sunt mulți profesori, sunt care trăiesc și acum poate la gazdă și închiriază undeva. Am elevi peste tot și iată, pe site, mă scriu, unde vrei, mă felicită, unde vrei, da? Unde vrei, și în Franța, și în Germania, și în România. În toate colțurile lor. În toate colțurile și specialiști și au cu ce să lăuda. Și acum muncește, doar că mai mult la distanță. La un moment dat s-a gândit că ar trebui să se retragă din învățământ. Și mai puțin copii ca tare. Și ori mai puțini. Deci sunt tineri, le-am dat estafeta, le-am transmis estafeta, da. Cel mai curios este că doamna Bejenaru, în prezent, se bucură și de un pic de libertate. Copiii sunt la casele lor, iar câștigul de 500.000
pur și simplu i-a dezlegat mâinile la schimbări frumoase pentru întreaga familie. Din ce trăiți, doamna Valentina? Din pensii. Ce pensii are? Un cadru didactic, un cadru didactic care au activat mai mult asta. Ea după mărirea, după recalculare, după... Iată, aveți o pensie bună. Mai bunișoară, așa, față de ceilalți. Uneori mai citesc așa că au, știți, de la 2000, 3000. Ce faci acum cu 2000, mai ales în apartament și în, când trebuiește să plătești toate comunale și toate... Doamna Valentina, trăiți singură? Acum trăiesc singură, da. Am trăit până acum, au fost copiii toți la mine. Și o fată, și alta fată a trăit la mine. Dar acum ne-am despărțit, adică fiecare are a lui cozșor și de acum eu plec la dânsii și am nevoie cu nepoții să fie la nivel. Adică trece am trei nepoți, am trei nepoți și mulțumesc. Și am grijă că ei că uneori mai sună: bunică, dar eu am engleză și e așa și e... Dar i-a ajutat să ai engleză? Da, cum nu? Adică ei n-au nevoie de... Ei, știți, nu prea mă întreabă. Nu prea tare, nu prea apelează. Dar eu singur stau, zic, și ia să vedea ce ai la engleză acolo. Păi ia că am vorbit despre ce am vorbit, e că așa... Arată-mi să vede. Și începe a vorbi. Dar știți, am nepoțelul clasa 6 și eu când sun așa, când am pe el, începe a vorbi. Hello! În engleză. How are you? Minunat! Dacă începutul este, înseamnă că mergem mai departe, așa. Cu dânsii lucram și încă care îmi spune din dânsii că nu poate la calculator, nu poate... Adică eu pot, dar tu nu poți? Cum așa? Zic, eu nu m-am născut cu calculatorul în mână, cu computatorul exact. În mână. Zic, dar voi sunteți generația cei care trebuie să puteți. Exact. Posibilitățile pe care le-ați avut de astăzi și acum... Atunci era un manual. Și cu asta numai manual, nu mai era zubreală și zubreală. Dar acum este orice. Vrei o informație, poftim, caută-o. Și eram așa, de la avans la salariu. La salariu la avans. Și că așa tot ce am trăit... Modest să zic, fiindcă nu m-am... Mă rog, altădată când învăța fiica la universitate, de acum am mai mers la Moscova. Și i-a mai ajutat. Pe urmă, ea a mers în cursul 3, era sfârșit, cursul 3, a mers în Anglia, jumătate de an a fost. Eram în șoc, într-un fel, așa șocată de faptul ăsta, că eu așa bani n-am văzut în... să-i țin în, sau chiar la bancă, la pe card, așa, și nu prea, știți? V-a pus în dilemă banii? Păi eram așa, zic, doamne, oare chiar sunt? Dar nu mai lua mama în cap, așa, nu mai lua, că asta într-adevăr este așa și este... Crede că lumea câștigă milioane, dar tu aici cu jumătate de milioane și tu faci atâta. Cât de împlinit poate fi un părinte atunci când este de ajutor copiilor? Cine nu visează să aibă putere sau, ca și în cazul doamnei Bejenaru, norocul să devină pe jumătate milionar și să poată îndeplini vise? Vă spun că cumpărat apartamente. Apartamente la Bălți? La Bălți. La Fici. Cât de cât ne-am ajutat într-un fel și la una, o leac, dar și la altă care a fost inițiatoarea, deci eu și-o luat partea leului, cum zici, și la altă eu ajut și acum o ajut. Nu face anul cât face o clipă norocoasă. Anul în care jumătate de milion a intrat în contul profesoarei de engleză a fost anul marilor schimbări. Un om dacă depune și are dorința asta de a face ceva, care să rămână. Ei reușește. Doar dorință să fie. Reușești. Dorință. Doamna Valentina, eu sunt bucuros că v-am cunoscut. Chiar avem onoarea să ajungem la Bălți, să vedem oameni atât de simpli, modești, care s-au dedicat ca să crească generații frumoase. Păi asta, pentru un viitor, noi uneori, știți, stăm și ne gândim. Da, sunt foarte mulți buni, dar sunt și puțini mai... Eu știu, poate a venit o perioadă că îți dezamăgiți, poate, într-un fel, fiindcă de situația care dar. Dar nu trebuie să lăsăm mâinile jos. Trebuie să depunem un efort, așa, să ne ridicăm. Ia, să ne ridicăm. Iată, dacă ar fi toți ca dumneavoastră, eu sunt sigur că noi am fi trăit altfel. Să rămâneți sănătoși. Mulțumesc mult și vouă vă mulțumesc că ați intrat, fiindcă eu am nevoie de comunicare.
rămâi și în continuare alături de milionarul secret. De asta dată, acesta a fost mult mai generos cu un tânăr din Boldurești. I-a îndeplinit un vis care părea irealizabil chiar și pentru întreaga echipă de muncitori din spate. Sergiu Mămăligă a fost lipsit de mic de posibilitatea de a simți pământul sub picioare. De la vârsta de 5 ani, are probleme locomotorii, fiind diagnosticat cu paralizie cerebrală infantilă. Stat în spital și tot nu-i găsă diagnoză, îi pune medicamente pentru reumatism. Și în Gruzia, dacă începem la sanatoriu și ala, tot măcar 3-4 ori să veniți, tot la... I-am dus în Gruzia, la Scaltuba, la un sanatoriu, acolo am fost cu dânsul, toți. Când era el bolnav, nu puteți să pui mânuțele așa, e așa și nu se lichem. Dar el știe tot acolo pe pat și zice, Doamne, de ce nu pot eu face mânuțele așa? Și s-am făcut, Doamne, de nu pot face așa. Eu l-am auzit să ieși dincolo și plângem. El m-a observat. La un timp mă întreabă, dar ce ești atunci afară și plângei? Pe la 5 ani și eu pus să mă doară mână și picioare și sânflă chitului. Dar pe la 5 ani a fost tot normal, ca toți copiii. Pe spital, la Nisporeni, pe la Chișinău, pe la Ungheni, pe tot Moldova, tot Raioane, aproape. Și nu aveau ce-mi face, într-un fel. Și de câte 3-4 luni în spital. Tot mai rău. Că tot erau mâni în picioare umflate, mâni nu se desumflau, mă dureau. Apoi a fost vreo 3 ani la rând, am fost cu data an, mă ziceam, ca să facă procedura asta. Și tot normal. Am boala, s-a oprit dezvoltarea. Ce poți să faci, Maxim? Tu nu te poți deplasa? Sau poți? Nu. Nu te poți deplasa? Nu pot să fac așa nimic, adică poate cu mâni ceva acolo. Înainte mai păiem așa, că mai erau un fel de magnetofoane. Mai remontam așa, mai păiem. Asta e tana vieste. Mai citesc. Ce poți tu să faci maxim cu picioarele? Adică tu nu le poți îndrepta, da? Nu. Maxim atâta, da? Da, atâta. Acum, la moment, cum te simți? Acum n-am durere, dar nu pot merge. Trebuie în braț afară, în braț în casă. Din ce familie provii? Mama tot are probleme cu picioarele, tot dor. Cumva poate s-a transmis genetic? Medicii nu au zis asta? Ce că la o rășeală de ei, dar nu știu, poate e rășeală. Așa rășeală. Mă rășesc copiii, nu știu. La un moment dat, Sergiu se simțea condamnat să petreacă tot restul vieții între patru pereți, până și-a găsit activități utile care îi șterg din plictisul vieții. Ajutorul care a venit din partea unor oameni din anturajul lui, un cărucior, l-au făcut mult mai independent și mobil. Căruciorul ăsta tare toată vara, așa bine era, adică mă duceam, eram bucuros, mă duceam singur la val, la deal, la mai un prieten. Mai vezi lumea, mai... Da, la magazin, la plimblare, adică asta e cel mai tare, mi-a plăcut. Mă duc singur și nu depinde nimeni. Asta-i. Da, dacă era, exemplu, dacă e ca o persoană de orbă sănătoasă și fac chic într-un accident și după aceea rămâne invalid brusc. De-am așa, la, e foarte greu vine, că știi că a fost bine, dar eu dimitel așa și de-am mâncat când m-am deprins mai ușor. Sergiu avea o viață obișnuită în pofida dizabilității. Se bucura de comoditățile din casă atât timp cât casa avea acces la apă. O problemă tehnică însă i-a lăsat fără apă, iar părintele în vârstă este nevoit să aducă zilnic apă din alt colț de sat. Când să faci o baie, să te speli? Mama mă ajută. Mama te spală? Dacă iese cineva care să mă duc la baie acolo... Și tata în ce aduce? Bacurile. Cu bacurile? Da. În sticle, ceea ce este afară acolo, și lângă pagă, e... Da, care de 40 de kilograme și cu sticle de 5. Care ar fi soluția? Fântână trebuie. Să faci o fântână și să mai fii apă. Asta e tot timpul în casă. Dar de ce nu aveți fântână? Păi fântână n-aveam, că... Că trebuie făcută. Trebuie făcută și aici la noi locul înalt. Asta vreau să zic, că noi când am venit am văzut că casa ta e așa... E la sus, da. Din centru până aici, tot deal. Îmi dau seama că ce este pe pic. Ca în centru, da, acolo mi-e ușor de găsit apă, că e locul mai jos, dar aici, în altă, aici trebuie. Dar vecinii vecinii voștri nu au fântână?
Și ei tot ca și tine? Da. Aduc apă? Cu căruța, cu calva, care și cu poate. Că voi să nu-i apa și de la, de la ploaie. Da, cum? Dar păi ești avem la capul tub, așa ești atât, la casă, bluz și își duce apa. Mă tați piele cu apa asta de ploaie? Cu ploaie. Mai gine spală. Așa, că tăria apa e ploaie, curăță gine. Asta e mai lușioasă, nu șeri mult sod, săpun. Dar mă tac și aduci apa. Am o căci de motoblou, nu-i vezi acolo. Am luat, ca spre zi, mă băiat, câți ești oricum dânsă. Cât apă aduci? E, pentru vreo două, trei bacuri până între însă, ca pun cu caldare acolo și-a plecat. După asta e... E muncă. E muncă. Și trebuie să cheltuie și apa cu economie. Am mai advoc câțiva ani de amne când aveam apă, dar înainte când ne-a luat mai din tinerie să mai stai, nu erau așa, numai din fântâni. Dacă eram apa cu căldere de departe. Noi avem tras apă, dar până-ți n-am mai născut acolo să o ars. Moșcați mai ușor ca la vacă. Hei, nu-i doar mâine. Vă doar? Păi dacă toată viața lucru pe-un frig, pe-un rășiț. Dar Serghie, cine l-a ridicat toată viața? Ma ta? Păi da, cine? Dacă el de la 5 ani s-a îmbolnăjit. Și 40 de ani de când îl spălăm, tot își facem. Greutăți, tot felul. Știam sigur cu ce putem ajuta această familie. Iată de ce am adus testul norocului tocmai în satul Boldorești. Acești oameni au realizat pe parcurs că știu cine suntem, dar au rămas nedumeriți de faptul că norocul ne-a adus la ei. În cadrul emisiunii de la Jurnal TV se caută un milionar, pe care voi probabil vă întrebați, dar cum am ajuns noi aici, da? Adică, Serghei, tu te întrebi de unde au ajuns, da, Jurnal TV la tine și să afli despre povestea ta. Chiar noi ne gândim, cum ați așa... Asta e lucrul nostru. Serghei, doamna Alexandra, domnul Grigore, vreau să vă propun un joc. Iată, colegii mei, așa, o să-mi dea și două cutii. Așa. Le-am văzut aseară la... Unde le-ați văzut? La televizor. Și la o femeie tot e de-a dat, muriesc bărbați, rămăsesc cu doi copii. Și asta o leu, da. Nu știam ca să mi-ați n-ați știut? Și una a deschis-o și scrie surpriză. Nu știu, vă ajut. Sunt eu. Eu sunt. Așa e cu femeie cu doi băieței. Da, da, da. Pe așa, pe figură, eu îți simt că parcă ceva a adus cu asta. Serios. Și ceilalte era bani. Nu știu, de fiecare dată e diferit. Apoi da. Serghei. Bunul meu prieten, ia încearcă să-ți alegi una din aceste cutii, să-ți testăm norocul. Păi eu sunt asta. De lângă tine? De ce? Ia vezi, poate e asta, ia, eu pot să-ți dau o mână, pot să-ți iei. Păi da, e da și că ușoară. Deci care rămâi, cu asta sau cu asta? Că eu te-am... Înțeles. Am în 20. Hai să-ți testăm norocul. Hai, vezi. Hai tot cu asta. Cu asta, da? De obicei eu deschid primul. Hai să deschid. Și colegii mei văd ce e aici. Așa. Așa. Colegii mei au văzut despre ce este vorba. Eu îți dau cutia și îți permit să tu o deschizi. Așa? Bani. Îți propun, Serghei, să-mi dai mie banii aici. Tu nu știi câți bani sunt aici. Pe ce este în această cutie? Rămâi cu a ta sau rămâi cu surpriza? Ce aici poate fi aici? Ca tare avem nevoie de bani, da? Știu cum. De ce avem nevoie de bani? Pentru fântână. Nu înțeles. Nu știu că s-o fac să-l meresc. Totul n-ai nimic de pierdut. De ce tu? Bani sau ce este? N-ai ce-s tot bani? Nu știu. Hai. Rămâi cu bani. Rămâi cu bani. Banii sunt... Banii ca voi să cumpărați un motor bun pentru fântână și bani pentru a sapa fântână. Uh-huh. Începând de azi, echipa este la poarta dumneavoastră și noi începem azi să săpăm fântână. Asta e mai așa ceva deosebit. O deosebit mare, dar așa... Asta e emisiune când... Parcă nu-ți vine credit că în Moldova se întâmplă așa ceva. Caut un milionar. Da, cum scrie, tot așa, că tot un milionar era scris acolo. Eu revin la tine, băieții noștri se apucă de lucru. Da. Noi mergem acolo ca să găsim locul unde, începând de astăzi, săpăm fântâna pentru Serghei. Să fii sănătos, da, mulțumesc, și să știi că milionarul secret ajunge doar acolo unde ne duce Dumnezeu. Eu cătare nu știu de emisiunea asta. Nu, o să știi. S-a făcut un efort neumenesc ca să aducem apă în casa familiei Mămăligă.
dar rezultatul a meritat toate provocările prin care a trecut echipa milionarului. Prieteni, după 4 zile, noi am revenit în localitatea Buldurești. S-au săpat 67 de metri de șanț unde a fost instalat tot mecanismul ca apa să ajungă în casa lui Sergiu. Ia uite-am ușa. Asta mă ai făcut deasupra supus, da? Da, iese de supusul lor, dar de capron, dar eu am pus ei. Dar mă ta mi-ai făcut una de adăugător. Da, da, da. Ia să vedem apșoara noastră. Opa! Nu mai știu, ochi, avem apă. Apa e bună, nu? Bună, bună apă. Sunt două tuburi de apă, mă ia. Poate cu idiora mai și, da? El și azi, patru afară, una, două, trei, patru. Adică locul e bun, locul e bun, locul e bun. Bun, tare bun, tare bun. Mulțumesc lui Alexandru, echipii care m-au ajutat. Nici nu aveam idee așa și bucurii mi-au făcut. Am făcut o bucurie tare mare pentru noi, pentru noi n-am avut apă. Îi mulțumim, vă mulțumim la toți care ne-au participat la fântâna asta. Și o să fac greu, iau și mojel de chiatra acum. Chiatra și aici după fântâna, să fac greu. Un tubă măr, dacă la urmă s-au dus băieții jos, greu să fac. Greu. Aveți apă la robinet? Iese și prin casă. Adică mă ta gata, nu mai care apă cu bidoanele. Doamne, fie ca să mergi să vă uitați. În baie, tot este apă, toată casa nu am apă. Și am apă așa bună și așa. Mă bucur. Mă bucur, din suflet. Tata vine ușor, de-am vrut să mai duce cu pentru des. Motoblocul, cu să duc cu bacul. Da, da, iarna muști, poate să ningă, poate să știi cum e iarna, o măt în gheață și face ghețul și nu mai merge nici motoblocul, nici chiar pe jos e periculos. Da. M-am înțeles că aici trebuie și alpuțel mă 25 topuri de urât. Îți dai seama câți bani acolo, da. Să fie mult și... Și a doua, una, dar a doua nu era sigur ca și apă. Că găsăm apă, da. Cum se spune, că în viață, dacă crești cum acolo, trebuie să sădești un pom, să faci o casă și o fântână. Rămâi sănătos, rămâi cu bine, Buldurești rămâne în sufletul nostru, că am făcut o chestie. Azi vine ploaie și data trecut și rămâne. Mulțumim frumos. Iată, pentru asta există proiectul Se caută un milionar, să ajungem acolo unde e nevoie de fiecare dată. Și iată, istoria lui Sergiu chiar pe noi ne-a marcat foarte mult și le mulțumesc încă o dată partenerilor care, cu ajutorul lor, acel buget ca până la urmă noi să aducem apă în casa familiei lui Sergiu. Și la oamenii și care ne-au săpat tare, le mulțumesc. O săpat prin ud, prin ploaie, vineau sărașii, ud sara, le punem hainuțele și ele ud și punem și le usca dimineața, ca băieți s-au uscat. Mai are bucurii cum, dacă la apă. Și mi-e scumpă e apa. Da. Fără apă omul nu poate trăi, fără mâncare trăiești și cu 40 de zile, spune lumea așa. Dar fără apă nu trăiești. Eu mă bucur că mă taie lacrimi. Dar cum, dar cu cât mai mare bucurie. Când vrei, ți-o sucă gura și n-ai o gură de apă să vină. Atunci când vă plângeți că nu puteți avea luna de pe cer, amintiți-vă că la câțiva pași distanță există oameni pentru care o gură de apă sau o mică atenție din partea comunității reprezintă totul. Suntem mulțumiți că am mai bifat un vis ce am avut puterea să-l transformăm în realitate pentru Sergiu Mămăligă și părinții lui. Vă spun toate cele bune!